Bună seara tuturor! După cum ați fost anunțați și vreau să insist asupra acestui lucru, nu sunt om de știință. Deci cele pe care vi le voi comunica acum cu destule emoție, pentru că iată, meseria de actor nu te scutește de a avea emoții la orice vârstă și oricâtă experiență ai avea. Ceea ce vreau să vă comunic acum este ceva care mi-aparține din proprie experiență și e ceva legat de miracol. Întâi și întâi sunt singurul martor al celor declarate. Vreau să mă credeți pe cuvânt, pentru că n-am cum să inventez așa ceva. Și veți vedea la sfârșit de ce încep cu acest expozeu. Vă să zic că la un moment dat, cât ar părea de ciudat, am avut și eu 3 ani. Cam vârsta de 3 ani este vârsta în care începi să ai, de unde ai amintiri vagi. Eu am o amintire și e firesc să am această amintire. E vorba de un eveniment șoc în viața unui om. Aveam un vecin, mă jucam cu el, era bătrân, el se juca cu mine, eram simpatic, cred, pe care îl chema Nenea Filip. Nenea Filip. Da, se juca cu mine și plăcea foarte mult de mine. Dar Nenea Filip, la un moment dat, a murit. Și este prima moarte la care am participat. Desigur că am fost la biserică cu mama în brațe, la un moment dat, ca să văd și eu pe Nenea Filip. Mi se părea foarte ciudat, era din marmură, era alb întins în sicriu și se slujea. Și am rugat pe mama să mă ridice în brațe ca să văd și eu mai bine. Uitându-mă la acest om întins pe spate, eu l-am văzut ridicat în fund, cum s-ar spune. În același timp, fiind și pe spate. Numai că cel ridicat era exact ca o statuie de marmură. Era exact sculptat în marmură. În afară de ochi, stând cu fața în direcția în care s-a ridicat, spre altar era, și a început să se uite la noi toți, că era multă lume în jur, cu mirare, cu o privire care arăta că el se întreabă ce caut eu aici și ce se întâmplă cu oamenii ăștia. Nu întorcea capul. Era numai eu, când am văzut asta din brațele mamei, am început să strig, uite pe Nenea Filip. Tare! Uite pe Nenea Filip! Mama, crezând că doar m-am speriat de vedenia mea sau de ce vedeam acolo, că era un om mort, m-a scos afară din biserică. Lumea a zis, scoate-ți copilul ăsta, că e frică. Numai că eu n-am să uit niciodată, am ajuns acasă și am început să-i spun mamei, care era o ființă deschisă, și a zis, ce ai văzut, mamă, de ce te-ai speriat? Și a spus, era Nenea Filip ridicată în fund și care se uita la noi toți. Mama s-a închinat, a zis, Doamne ferește, ce vede copilul ăsta, ce a văzut el? Și despre acest lucru am vorbit cu mama mea până ea a plecat dintre noi, acum un an, doi. Întrebându-mă ce a fost asta, sau ce am văzut eu, cu privirea purității, cu privirea unui copil care nu era îndoctrinat de nimic la 3 ani. Nu citisem cine știe ce cărți, nu aflasem că viața e dincolo sau nu este, sau auzisem, făceam rugăciuni, Doamne, Doamne, cere state, dar mă rugam la Dumnezeu așa, mă puneau să fac rugăciune. Și asta mi-a rămas foarte bine întipărit în cap. Și îl numesc primul miracol al vieții mele. Acum o să ajung la mingea de foc, pentru că de la 3 la 7
7 sau 8 ani nu e mult. Și verile trăiam la țară, mergeam la țară, munceam cu bunicii, aveau pământ, aveau vaci, mergeam pe izlaz, desculți, aveam o viață bucolică, care mie nu-mi plăcea atunci, că mă înțepă o mărăcini în talpă, că, dar acum am dat seama că trăiam atunci în rai. Cum sunt foarte mulți dintre dumneavoastră care au avut asemenea antecedente în viața lor. Într-o seară, noi seara ne adunam în jurul unei măsuțe de lemn, era vară, cerul senin, aveam în curte, curtea mare, o boltă de viță de vie cu strugurii copți. Nu erau copți, erau verzi. Deci era în august, cam în august. Și stăteam la măsuța de, cu trei picioare, de, măsuța de lemn, și mâncam. Toată familia. Cum se întâmplă, copiii termină mai repede și nu mai au răbdare și am ieșit afară. Din cameră am ieșit în prispa casei, care era o casă cu două camere micuță și alături era încă o casă a fratelui mamei, care era preot. Dar era cu spatele la noi casa aia, erau doar un zid alb. Și aici, vița de vie. În clipa când am ieșit afară, s-a auzit, am auzit un fâșit puternic în vița de vie, un fâșit deranjant, așa, ciudat. Și din vița aia de vie, care era pe căpriori, a căzut aici, cam la distanța asta, să zicem, 3 metri de mine, un bulgăre de foc, eu i-am zis mingea de foc. Cam cât o minge de fotbal. Dar care s-a izbindu-se de pământ, a aruncat scântei în stânga și în dreapta, aproape să mă atingă. Pentru că s-a izbit puteri, era ca un jar, bulgăre de jar, care a fost izbit de pământ. Cam așa a aruncat scântei. Numai că a aruncat scântei foarte repede, izbindu-se odată și pe urmă s-a izbit de zidul casei de care v-am vorbit, casei popii. Aruncând și acolo scântei, a fost totul cu o repeziciune, cu viteza unei mingi care e izbită cu piciorul să intre în poartă. Deci cu viteză, a zis și pac, pac, s-a izbit în zidul casei aruncând scânteile și din zidul ăla s-a dus în direcția asta, încolo era muntele Cozia. Și s-a dus spre pădurea muntelui și a dispărut. A fost ca și când eu am ieșit din casă ca să am întâlnirea asta. Pentru că dacă ieșeam cu 10 secunde mai târziu, nu vedeam nimic. Și s-a petrecut atât de repede încât eu am putut să țip. Cât ani aveam? Treceam dintre a întâia între a doua. Am putut să zic, aaa! Mama a ieșit din casă. Era camera aici și a auzit că copilul țipă. Și a zis, ce mă? Ce s-a întâmplat? Și eram un mico, a fost aici acolo, a căzut de sus din pământ, un minge. S-a izbit, uite, acolo și s-a dus, a venit și bunica mea. Ce mă, ce aveți mă? Și îi spune, uite ce că ăsta a văzut o minge care s-a izbit, era din foc, nu din flăcări, jar. S-a izbit și s-a dus. Și bunica mea, cu înțelepciune așa pe care ea a avut-o toată viața, a zis, să știi că ăsta a văzut zmeu. Așa, asta mi-a rămas în cap. A, nu e numai asta, pentru că după toate cele am mai vorbit, mă, ce ai văzut? Ce? A trecut, na, ce spune? Și am ajuns la culcare, unde dormeam într-un pat mare și cu de sub cu polog de fân. Ei foloseau vara în loc de păt, în loc de saltele, fân, care mirosea aromitor și n-am putut să dorm toată noaptea. Mi-a schimbat conștiința, mi-a furat în suflet, s-a întâmplat ceva. Vedeam scântei. Nu vedeam scântei, vedeam mingea. Ce-a fost asta, domne? Nu eram prea mic, eram deja, treceam între a doua, deci
Și mi-a venit în cap și în noaptea care a urmat, dar și în ziua următoare, că eu nu sunt de aici. Dar de unde să fiu? Nu știu. Dar eu nu sunt de aici. Mă uitam că plecam în izlaz cu niște miei și cu niște vaci. Și mă uitam, nu mai aveam poftă de joc. Mă jucam cu copiii altfel. Dar nu mai aveam niciun fel de... Mă izolasem și stăteam, țin minte că a fost și ploaie în ziua următoare și m-am izolat sub un tufiș care avea frunze mai groase și care nu mă uda. Și stăteam pe o pantă așa și mă uitam în jos și parcă aveam o tristețe. Nu, eu nu sunt de aici. Sigur că mi-am revenit și au trecut toate. De-a lungul vieții, în continuare, s-au mai petrecut destul de multe, hai să le numim miracole, dar nu atât de importante, ca să le menționez aici, cât unul din 1976. Deci, iată, devenisem actor și aveam 5 ani de teatru. Am terminat în 71 și 76, înainte cu un an de 1977, nu aveam buletin de București și locuiam într-o cabină la Teatrul Giulești, la Podul Grand. 4 ani am stat în cabina aia, erau probleme atunci. Am răbdat și le-am depășit. Dormind în cabină, într-una din seri, sau dimineți, cred, m-am trezit cu febră. Era decembrie, înainte de Revelion. Nu aveam spectacole circa... Nu s-a întâmplat că nu aveam eu o săptămână și nu m-am mai dat jos din pat, că mi-era foarte rău. Nu aveam pe nimeni să mă îngrijească. N-am chemat un portar, ceva, băi, eu mor aici, să știe cineva. Nu m-am speriat. N-am mâncat nimic toată ziua și am început să transpir. Dom'le, și transpiram și asta s-a întâmplat 3 nopți la rând. Dimineața, seara, dimineața, seara. Eu, de obicei, aveam în camera aia de cămin, de cabina aia de teatru, o pâine. Cumpăram seara, vin cu o pâine albă așa. Că dacă mi-o fi foame să mănânc ceva, aveam eu cafea, aveam... Și n-am mâncat pâinea aia, a rămas, s-a uscat. 3 zile și 3 nopți, eu nu m-am dat jos din pat. Dar transpiram în așa hal că aveam o plapumă pe care o întorceam de pe o parte pe alta. De ce spun asta? Pentru că am zis, da, sunt răcit, o să-mi treacă. Aspirine nu luam, las. Nu mai beam apă, că transpiram atâta încât aveam nevoie de apă, dar de mâncat nimic. 3 zile și 3 nopți. Spun asta pentru că parcă a fost o pregătire pentru un nou miracol. Adică o purificare prin transpirație, prin nemâncare, prin, ca o abstinență, ca o asceză a fost. Și țin minte că am dormit mult și m-am trezit, eram în pat, transpirat, am întors pătura, plapuma iar pe partea cealaltă și m-am uitat la ceasul de la mână și era iarnă. Cam 6 după masă, zic, Doamne, eu am dormit toată ziua, ce o să fac eu acum la noapte? Și zic, las că prin veioza, mă ridic, am ridicat perna, m-am ridicat în capul oasului, așa mai sus, și să iau o carte, să citesc, că dacă am dormit toată ziua, cum să dorm noapte? N-am apucat să iau nicio carte, nimic, pentru că deodată în fața ochilor mei, acolo era o fereastră lăptoasă, așa, să făcea noapte. Dar nu contează că în fața ochilor mei s-a deschis un ecran. Și pe ecranul ăla am văzut niște, ca la film, niște cai care pășteau, nu știu ce făceau, și deodată pe pernă, adică patul meu avea, era somier, avea arcuri. Și pe arcuri, la picioare, s-a așezat cineva. S-a așezat așa, pe pat. Și singura mea întrebare a fost, e cu spatele sau cu fața? Că vedeam în cadrul ferestrei din spate o siluetă, umeri, dar nu știam dacă e cu fața la fereastră sau cu fața la mine. Era doar o siluetă. Dar când a pus mâna pe piciorul meu, eu am simțit arcurile care se lasă de greutatea unui corp, și când a pus mâna pe piciorul meu, mi-am dat seama că e cu fața. Și
nu m-am mirat, nu m-am speriat, am întrebat. Nu, eu n-am întrebat nimic, el a zis, ce faci? Și eu am zis, mi-e rău. Și îmi dădea așa cu mâna pe picior, o să-ți treacă. Păi da, sigur că o să-mi treacă, zic, aștept, îmi trece. Și el zice, 1988 e bine? Și eu, fără să fac vreun calcul, zic, adică 12 ani, eram în 1976. Da. Zice, gândește-te bine, în 12 ani poți să scrii, și așa a pronunțat, 12 cărți. Eu zic, da, da. Eu speram măcar până în 1989. Și el a zis, se poate. Da, din 1988 e mai bine, pentru că după aia mai ai 12 ani. Până când zic, până în 2000, din 88 până în 2000 mai erau 12 ani. Zic, din 76 până aici 12, după aia din 88, 12. E, zic, s-ar putea și în 89. Iar mă bate pe picior, dar eu nu înțelegeam despre ce vorbim, dar nici nu mă întrebam. S-a ridicat în picioare, l-am văzut cât e de înalt, era bărbat. Era de talia mea așa. Aici era ușa și a plecat, dar a plecat din privirea mea, fără ca eu să întorc capul să văd cum iese pe ușă sau prin ușă. N-am văzut decât a plecat din privirea mea și a rămas ecranul ăla imens cu cai care au început să fugă după el. Erau cai roșiatici și albi, negri nu, și a devenit, erau ca în Shatra, filmul Shatra. A devenit o herghelie care a alergat și mie mi-era teamă că vin peste mine. Cum e la film, când vin mașini, trenuri spre tine și te sperii. Și încet, încet s-a risipit totul, a devenit cenușiu. Am deschis ochii, că eram cu ei deschiși și ripit în pernă și fusese ora 6 seara. Și am sărit și am zis, ce-a fost asta? Și m-am uitat la ceas, era 3 noaptea. Îmi era o foame de lup, am luat pâinea aia, care era uscată, bocnă. Am băgat-o în chiuvetă, am frământat-o, am mâiat-o și am mâncat-o toată. Nu aveam țigări, eram fumător și m-am îmbrăcat cu ceva și m-am dus jos la portar, că eram în teatru. Și am încercat să-i explic și portarul mi-a spus că da, așa e, nu e bine să bei mult seara, că dimineața, bine. Am notat pe hârtie toate astea și dialogul și au trecut ani înspăimântându-mă, zicând că voi muri în 88 sau poate în 89. Dacă mi-a spus 12 ani, mai ai, scrii 12 cărți, în 89 a fost Revoluția Română. Ar fi fost în 88 dacă eu nu ceream încă un an? Nu știu. Socotesc acest lucru un miracol. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Și pentru a mă încadra în timp, acum e momentul să mărturisesc de ce am povestit aceste lucruri. Pentru că am citit odată în Einstein, adică scris, spus de Einstein, că sunt oameni care cred sau nu cred în miracole și sunt oameni care cred că totul e un miracol. În copilăria mea, fiind urmași de preoți din tată în fiu, eram revoluționar și revoltat. Eram un tânăr furios și mă declaram materialist. Eu. Am crescut cu Biblia în casă și cu cărți de rugăciuni și am crescut în biserică, dar în frondă, până la vârsta de 18 ani, nu știu cât, mă consideram împotrivă, un damnat. Sunt anii copilăriei. Pe urmă am avut o discuție scurtă cu un coleg care mi-a zis, ce tot bă, vorbiți de Dumnezeu, bă? Arată-mi mie o minune. Arată-mi, eram în grădina
școlii unde lucram agricol. Ne punea să săpăm, să... Arată-mi un miracol. Și ce mi-a venit, că m-am aplicat jos, îngrijeam de niște roșii și am luat o roșie frumoasă, mare, și am arătat-o și zic, ăsta e un miracol. Și l-a zis, foci, mă, deci, păi asta crește în pomul, de știe toată lumea. N-am avut replici să-l contrazic, să-l contracarez, dar acum, în urma acestor întâmplări descrise, am înțeles că, de fapt, noi înșine suntem un miracol, prin capacitățile noastre de a vedea peste gardul interzis, de a vedea cum mi s-a întâmplat mie fără voie și fără vreun merit. Și probabil mulți dintre dumneavoastră sunteți care ați avea ce să povestiți din perioadele similare, din copilăria dumneavoastră și așa mai departe. Nici eu, decât când s-au adunat câteva evenimente, din care trei am pus pe hârtie și am, ca să le țin minte, dar sunt mult mai multe. Nici eu nu le-aș fi dat vreo importanță, dar odată cu vârsta ajungi la o înțelepciune sau te înțelepțești, că înțelept nu sunt eu nici acum. Te înțelepțești și preferi să trăiești într-o lume unde totul este un miracol. Nici firul de iarbă, nici răsăritul soarelui, nici apa care curge, nici apa care are memorie, nimic nu este fără să fie miracol. Aici m-aș opri și vă mulțumesc pentru atenție.